Nu există un răspuns simplu sau scurt ce stă în spatele comportamentelor problematice ale copiilor, dar în mod sigur, în spatele acestor comportamente stă o lipsă. Ceva îi lipsește acestui copil. Poate să fie și lipsa de autonomie sau lipsa de distanță, cumva, dacă părintele stă tot timpul pe capul lui și îl sufocă și nu îi permite să experimenteze și să fie stimulat într-un mod corespunzător vârstei. Sau poate fi absența unui cadru potrivit. De multe ori sunt problematici copiii cărora nu li se pun limite, pentru că au nevoie să li se pună limite și părinții foarte relaxați sau foarte toleranți sau care nu știu cum să pună niște limite fără să fie autoritari și nu vor să fie autoritari pentru că și-au promis că nu vor fi ca părinților. Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi alături de noi este Iulia Feordeanu, psihoterapeut jungian, instructor Aware Parenting și vom discuta despre felul în care înțelegem nevoia de atenție a copilului în vacanță, pornind de la cartea Mitul copilului răsfățat de Alficon, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. O carte foarte importantă în contextul discuției noastre, pentru că, iată, e perioada vacanțelor și trebuie cumva să înțelegem nevoia de atenție a copilului, să fim empatici la nevoile copilului și atunci cum facem în așa fel încât să nu ne lăsăm pe noi deoparte, dar în același timp să fim cumva și receptivi la ceea ce are nevoie copilul în vacanță. Așadar, Mitul copilului răsfățat, Alficon, o carte publicată în colecția Parentaj. Iulia. Întrebai despre nevoia de atenție a copilului în vacanță și despre copiii care par răsfățați atunci când cer foarte multă atenție. De fapt, ce este această nevoie de atenție? Este nevoia copilului de a primi ceea ce îi trebuie într-un anumit moment, pentru că nevoile lor sunt diferite în momente diferite și la vârste diferite. Dar și noi, ca părinți, avem nevoie de nevoi și nevoie de atenție și e foarte important atunci când plecăm în vacanță să fim conștienți dacă nevoile noastre, în primul rând, vor fi satisfăcute în această vacanță, pentru că de multe ori părinții sunt deja epuizați înainte să plece și nu visează decât să se relaxeze, iar copiii sunt destul de dornici de a-și satisface nevoile rămase în așteptare în relațiile cu părinții, care adesea nu sunt foarte prezenți nici fizic și nici emoțional din cauza condițiilor de viață stresante. Deci, dacă plecăm în vacanță obosiți, cu siguranță nevoia de atenție a copilului sau nevoile emoționale ale copiilor, nevoia lor de a fi stimulați, corespunzător cu vârsta la care sunt, ne vor apăsa butoanele și ne pot crea impresia că suntem în compania unui copil răsfățat. De asemenea, dacă plecăm într-o vacanță mai specială, cu așteptarea ca acest cadou făcut și copilului, să liniștească copilul și noi să putem să stăm, să ne tragem sufletul, iarăși s-ar putea să fim dezamăgiți și copiii să se comporte problematic. Pentru că pentru copii nu este atât de important locul unde mergem și cât de exotic este sau cât de mult a costat sau ce mari eforturi a făcut părintele în direcția respectivă, cât este importantă calitatea relației cu cei cu care se află în vacanță și disponibilitatea și prezența celorlalți pentru nevoile lui, ale copilului. Uite, tu spuneai despre faptul că pe copil s-ar putea să nu-l intereseze unde mergem în vacanță. Deși acum mă gândesc eu că în funcție de vârsta copilului, da, dacă copilul are 4-5 ani, s-ar putea să conteze foarte puțin spre deloc. Dacă copilul are 7-8 ani, da, sau poate chiar mai mult,
s-ar putea să-și dorească să-și spună și el punctul de vedere și să vină cu ideea: mami, tati, anul trecut ne-am simțit atât de bine la resortul ăla din habar n-am unde, din ce stațiune, Antalya sau pe unde, în Grecia, în ce insulă mai merg oamenii, și mi-aș dori să merg tot acolo. Și acum vin și mă gândesc, apropo de, de nevoia de atenție și nevoia de a fi observat, nevoia de a fi văzut, nevoia de a fi băgat în seamă sau luat în seamă, da? Există și această nevoie la un copil, pentru că vorbim până la urmă și de valorizarea copilului. Mă gândesc dacă atunci când facem alegerea unei vacanțe, e sănătos să o stabilim doar noi, părinții, adulții, sau să-i cooptăm, să integrăm și pe copii în luarea acestei decizii. Ia zi, mama, ia zi, tată, unde ai vrea să mergi anul ăsta? Hai să ne uităm împreună. Sigur, îți dau dreptate. Atunci când copilul este consultat, el simte că îi se dă atenție și se simte important, se simte valorizat. Dacă e să mergem pe exemplul pe care l-ai dat tu, atunci când copilul ne spune că s-a simțit bine în Turcia și care vrea să mergem tot acolo, putem să îl validăm și să-i spunem că ne bucurăm că s-a simțit bine acolo și că posibil că s-a simțit bine și pentru că și noi ne-am simțit bine și a contat foarte mult grupul în care ne-am simțit, și apoi îl putem întreba ce te-a făcut să te simți bine sau ce ar fi important să ai și în această vacanță. Să-i dăm copilului atenție și să-l ascultăm cu atenție, sigur că e foarte valoros și binevenit, dar să lăsăm copilul să decidă el și să ne luăm după gusturile lui sau toanele lui atunci când alegem vacanța, este totuși prea mult, pentru că și nevoile noastre contează. Și e important cumva să avem discuții cu copiii, să ne consultăm sau să-i anunțăm că avem un anumit plan și să vedem ce părere au și ei, dar cel mai important totuși, și asta este validat într-un fel, atunci când pleci într-o călătorie, nu este destinația, cât mai mult compania pe care o ai în acea călătorie. Deci, până la urmă, pe copii interesează, sigur că interesează locul, că trebuie să aibă un minim de confort și să fie plăcut pentru ei, să nu fie frustrant, nepotrivit cu vârsta lor, locul vacanței. Dar dacă ei au companie bună, mai ales alți copii cu care să se înțeleagă bine și să se joace și stimulare potrivită, se vor simți bine în vacanță. Ideal ar fi pentru noi părinții, ca să putem să ne încărcăm bateriile, să avem vacanță și fără copii și cu copii, cumva. Pentru asta vreau chiar să te întreb. E o idee bună de a merge, să spunem, de a organiza, pentru că până la urmă și vacanța reprezintă o acțiune care face parte din viața noastră și pe care trebuie să o tratăm, să spunem, cu maximă seriozitate atunci când vorbim despre organizarea unei vacanțe. Deci nu e la modul că am mai auzit genul: cel mai frumos, cel mai mișto este să mergem fără să ne programăm. Adică mergem așa, bun, acum știi, s-ar putea ca pe drum sau s-ar putea ca odată ajungi la destinație să întâlnim niște dificultăți, niște impedimente. Nu e camera pregătită pentru că noi n-am anunțat, nu mai au ea locuri pentru că noi am mers fără să facem o rezervare și multe, multe alte lucruri. Adică până la urmă cred că trebuie să existe un soi de control și disciplină și organizare și, și într-o vacanță. Și atunci mă gândesc că, iată, cum spuneai tu, alegerea de a merge cu o familie, două, care au copii, este un lucru benefic. Acum, depinde, rămâne și un mare semn de întrebare. Dacă, apropo de o altă carte frumoasă, Dușmani, Prieteni buni, dușmani aprigi, Michael Thompson, parcă, în care putem să copilul, depinde și de felul de a fi al copilului, dacă este foarte extrovert și foarte sociabil, s-ar putea să fie foarte ok. Dar s-ar putea să găsească și niște, sau să apară niște animozități, niște mici tensiuni, mici conflicte. Adică nici nu știi câteodată cum e mai bine să aibă companie sau să nu aibă companie
într-o vacanță. Bine, noi mergem pe premiza copiii, ei se joacă, ei se ceartă, ei se împacă. Părinții nu trebuie să intervină. Ne revenim acum la nevoia de atenție și la ce înseamnă răsfăț. E important să înțelegem că nevoia de atenție se bazează pe niște nevoi reale ale copilului sau ale adultului, pe când dorințele copilului și al adultului, bineînțeles, nu se bazează neapărat pe niște nevoi reale, cât pe ce a văzut în altă parte, ce i-a plăcut. Poate e plictisit, poate pur și simplu visează la un loc mai bun, o jucărie mai nouă, să zicem. Asta apropo de cartea lui Alfie Kohn și de cum ne planificăm vacanțele și cât de multă atenție punem pe să se simtă bine copilul. Riscăm să ajungem în zona familiei domnului Goe, cumva. Să avem prea mare grijă de copil, poate și din sentimente de vinovăție, că nu am fost destul de prezenți în viața lui de-a lungul anului și să încercăm să-i satisfacem să recompensăm toate poftele. Să recompensăm timpul nepetrecut cu el. Dar, iar revenind la carte, Alfie Kohn se adresează unui public, unor cititori, unor părinți cititori care au suficientă conștiință de sine, cumva, care se cunosc suficient. Și ăsta este un prim pas, chiar și atunci când ne planificăm vacanțele, indiferent că plecăm cu copiii sau nu. Trebuie să ne cunoaștem suficient de bine ca să știm ce avem nevoie. Dacă suntem genul, cum ai dat tu exemplu, spontan, putem pleca și ne mulțumim cu ce găsim. Stăm în camping sau găsim o variantă și ni se pare fun. Dacă suntem alt gen, mai structurat, mai planificat, mai rațional, sigur că o asemenea vacanță ne-ar putea stresa destul de tare și poate că nu va fi confortabil. E foarte important să știm cum suntem, să știm despre noi ce ne face bine, ce avem cu adevărat nevoie ca să ne încărcăm bateriile și asta poate și să difere de la moment la moment. Și același lucru e valabil și în relația cu copiii. Dar aș mai vrea să subliniez un lucru, că tot vorbim, de fiecare dată când vorbim despre cărțile din colecția de parentaj, sigur, vorbim foarte mult despre ce trebuie să facă părinții, cum să facă părinții ca să asigure dezvoltare optimă a copiilor și să nu-i traumatizeze și să-i ducă în vacanțele bune și în vacanță copilul să fie mulțumit și așa mai departe. Dar este o presiune foarte mare pusă pe noi părinții și adesea nerealistă. Cărțile sunt foarte binevenite pentru că ne dau idei, ne dau sugestii, dar nu cred că este sănătos pentru noi adulții să înțelegem că totul, absolut tot ce ține de bunăstarea copilului depinde doar de noi. În exclusivitate de noi, da. Copiii au nevoie de un context social ceva mai larg ca să se dezvolte sănătos. De asta o vacanță în grup, atunci când ești cu copiii, chiar dacă relațiile nu sunt mereu armonioase, poate fi o alternativă bună, pentru că copilul vede și altceva, nu se plictisește, chiar dacă se ceartă cu alți copii, măcar trăiește ceva, procesează emoțional anumite situații și învață să relaționeze și în contexte care nu sunt perfecte. Deci, cumva, eu cred că trebuie să ne ocupăm puțin și de noi și să nu ne biciuim atât de tare că n-am planificat vacanța perfectă sau că nu ne-am făcut copiii fericiți, să zicem. Nu este rolul nostru neapărat. Rolul nostru este să avem grijă ca nevoile lor să fie satisfăcute într-o măsură rezonabilă. Pentru că există și dezavantajul, deși Alfie nu este cel mai mare adept al teoriilor acestora, dar totuși există alți autori care vorbesc despre faptul că acești copii care nu trec prin nicio dificultate și nicio frustrare sunt foarte puțin rezilienți, au o rezistență foarte scăzută la situații stresante, la situații în care au un eșec și așa mai departe. La frustrare? Deci cumva să găsim această balanță foarte echilibrată între ce e bun pentru noi, ce e bun pentru copii, copilul să nu fie
stresat, copilul să fie mulțumit, este adesea utopic, dacă nu mereu. Însă noi putem avea încredere că dacă suntem bine intenționați, dacă motivația noastră este sănătoasă și a noastră ca părinți și înțelegem cât de cât psihologia copilului și suntem conectați cu el afectiv, copilul va putea să proceseze că nu este neajutorat, nu are niciun handicap. Practic, copiii se nasc cu tot potențialul de a face față vieții așa cum este ea și cum va fi ea la momentul la care vor avea dificultăți. Deci, cumva, putem avea încredere atât în bunele noastre intenții de părinți, inclusiv atunci când alegem o vacanță, dar și în capacitatea copilului de a face față imperfecțiunilor vieții. Și sper că asta ne poate ajuta să fim mai relaxați, cumva, chiar dacă lucrurile în vacanță nu se aliniază perfect. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne oferim și nouă o vacanță care să ne ajute să ne încărcăm bateriile. Pentru că dacă plecăm într-o vacanță cu gândul de a ne mulțumi copiii și ne supra-solicităm acolo sau nu reușim să ne satisfacem și nouă nevoia de liniște, de intimitate, de socializare cu alți adulți suficient, ne întoarcem acasă și nu mai suntem atât de disponibili pentru copiii noștri pe cât ar avea sau și nici pentru parteneri. Deci vacanța nu e doar pentru copii. Atunci când plecăm cu copiii, trebuie să avem în vedere dacă putem să ne încărcăm și noi în acea vacanță și să încercăm să o facem sau să ne păstrăm o parte a vacanței doar pentru noi, adulții, dacă ne putem permite acest lucru, dacă avem cu cine să lăsăm copiii. Și vorbind din nou de perioada de vară și de vacanță, cred că pentru copii sunt și pentru părinți, sunt foarte, foarte bune variantele taberelor. Pentru că acolo copilul primește exact ce are nevoie. Este un anturaj de copii, stimulat, corespunzător. Da, cred că tu mi-ai citit mie gândurile, pentru că de vreo 4-5 minute am zis, după ce termină Iulia de dus la bun sfârșit ideea, vin cu, mai în glumă, mai în serios, vin cu această propunere, să spunem, cel mai bine ar fi copilul să fie, nu trimis, dar copilul să meargă, să spunem, și dorindu-și lucrul ăsta, nu îl trimit pe copil ca și cum aș vrea să scap de el, dar având poate o experiență frumoasă. Asta contează foarte mult într-o tabără. Să ai o experiență anterioară frumoasă, să-ți placă atât de mult încât să faci treaba asta. Și asta o spun din proprie experiență, pentru că cred că aproape un an jumate, dacă nu chiar 2 ani, m-am ocupat de aceste proiecte, tabere culturale și educaționale pentru copii. Și erau copii care plângeau după o săptămână, da? Că și-ar fi dorit să mai rămână. Trainerii erau foarte îndrăgiți, ceilalți copii, colegi de tabără erau foarte îndrăgiți, încât copiii își doreau să se prelungească cumva perioada taberei sau să treacă cât mai repede anul ca să revină. Da? Deci vorbim aici despre experiențe frumoase și, într-adevăr, probabil că 2 săptămâni copilul în tabără și noi 2 săptămâni undeva singur pe malul mării, da? Fiecare vine. Sigur, depinde de vârsta copilului. Da, depinde într-adevăr și de vârsta copilului, dar presupunem că undeva începând cu vârsta de 7-8 ani, o vârstă, zic eu, optimă pentru ca copilul să plece în tabără, să învețe, să se descurce singur, să-și poarte un picuț singur de grijă, da? Nemai fiind mama sau tata lângă el. Asta îl ajută, pe din punctul meu de vedere, îl ajută foarte mult pe copil. Și în socializare și, nu știu, se îmbracă singur, își spală hăinuțele, face multe lucruri singuri pe care acasă nu le face, dar fiind mama și tata. Deci ăsta este un lucru, zic eu, extraordinar. Bun, revenind la un pic la carte, am găsit o chestie interesantă, și anume faptul că autorul cărții Alficon pune sub lupă încă un concept devenit de curând foarte la modă,
Apropo și de ce stă în spatele nevoii de atenție a copilului sau ce stă în spatele unui comportament răsfățat, un comportament ușor indezirabil pentru părinți și, bineînțeles, pentru ceilalți din jur, pentru că părinții se vor simți foarte jenați și rușinați când copilul va avea anumite crize de isterie sau, eu știu, alte forme de manifestare a comportamentului nefirești, să zicem, în societate. Și el vorbește despre părintele elicopter, da? Cel care survolează și care control sau își dorește să controleze, să dețină tot timpul controlul asupra vieții copilului, sau, mai pe românește spus, al părinților cloșcă. Părinții hiperprotectori și grijulii, unde de cele mai multe ori grija este confundată cu iubirea. Și, în general, vedem lucrul acesta mai ales la mame. Mamele sunt mai protectoare, mai hiperprotectoare, mai grijulii. Da, revenim la întrebarea de la început. Nu există un răspuns simplu sau scurt ce stă în spatele comportamentelor problematice ale copiilor, dar în mod sigur, în spatele acestor comportamente stă o lipsă. Ceva îi lipsește acestui copil. Poate să fie și lipsa de autonomie sau lipsa de distanță, cumva, dacă părintele stă tot timpul pe capul lui și îl sufocă și nu îi permite să experimenteze și să fie stimulat într-un mod corespunzător vârstei. Dar de cele mai multe, sau poate fi absența unui cadru potrivit. De multe ori sunt problematici copiii cărora nu li se pun limite, pentru că au nevoie să li se pună limite, și părinții foarte relaxați sau foarte toleranți sau care nu știu cum să pună niște limite fără să fie autoritari și nu vor să fie autoritari pentru că și-au promis că nu vor fi ca părinților. Și acești copii, într-adevăr, cer cumva, cer să fie struniți, pentru că se pare și cred că este real, copilul are nevoie să se simtă în siguranță alături de adultul principal din viața lui, mama și tata. Și când părinții sunt suficient de fermi și consecvenți cu niște limite și niște reguli pe care le impun, nu vorbim de cazuri absurde, dar limite, da? Copilul se simte sigur, știe că se poate baza, că mama și tata sunt fermi pe poziție, sunt acolo și are o stare de securitate interioară. Atunci când îi se permite cam orice copilului, el nu are o experiența unei plase de siguranță, cumva. Știe că se poate duce oricât de mult. Nu e foarte confortabil cu asta pentru că poate să experimenteze un fel de teamă de ce s-ar putea întâmpla sau de necunoscut și atunci începe să își forțeze părinții sau anturajul de adulți prin comportamente nepotrivite să îi se pună această limită, această frână. Asta este o situație frecventă, dar nu e singura. De multe ori copiii sunt problematici, poate pentru că nu au fost suficient băgați în seamă sau sunt prea obosiți sau împotriva, au stat prea mult sedentari și nu și-au folosit energia fizică. Sunt foarte multe cauze sau foarte multe lipsuri de care poate suferi un copil care nu poate să verbalizeze, că nu e conștient de ce are nevoie și toate acestea să se traducă în comportamente indezirabile. În general, o bună cunoaștere a psihologiei copilului și înțelegerea nevoilor copilului, care nu sunt totuși, sunt destule, dar nu sunt infinite, adică ne poate ajuta ca părinți să înțelegem și să putem să prevedem sau să reparăm aceste momente dificile ale copilului. Dar e foarte important ca noi să avem răbdare, asta înseamnă să fim cu bateriile încărcate, să fim disponibili, să nu avem și noi la rândul nostru lipsuri, când atunci și comportamentul nostru devine problematic. Și este greu să-i oferim copilului ce are nevoie. De fapt, oricui, atunci când noi nu ne-am oferit suficient din ce avem nevoie, e greu să dăm oricuiva ceva bun. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre felul în care înțelegem nevoia de atenție a copilului în vacanță, specificăm acest lucru. A fost alături de noi Iulia Feordeanu, psihoterapeut junghian, instructor Aware Parenting.
Pornind discuția noastră despre felul în care înțelegem nevoile copilului și mai ales nevoia de atenție în vacanță, de la cartea Mitul copilului răsfățat de Alfie Kohn, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald, carte care face parte din campania 12 soluții pentru o vacanță în armonie. Nu uitați să ne urmăriți în continuare și pentru celelalte episoade care vor urma, episoade care fac parte din această frumoasă campanie despre vacanță. Ne puteți urmări pe pagina oficială de Facebook a editurii Heraj, de asemenea pe canalul de YouTube al editurii. Încă o dată, mulțumiri Iulia Feordeanu, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la următorul episod. Să aveți o zi frumoasă, o zi însorită și lectură plăcută. La revedere!